Bună, sunt Violeta și sunt alături de Ninel de la Sporting București. Bună! Bună, Violeta! Cum te simți? Cum a fost meciul în seara asta? A fost un meci foarte greu, băieții foarte buni, au jucat foarte bine, puțin obosit și, ce să zic, un meci greu. Vă așteptați să fie atât de greu? Da, ținând cont că băieții au câștigat 3-4 sezoane, au fost campioni sezonul trecut, ne așteptam să fie un meci destul de greu. Totuși, diferența de scor este foarte mare. Ce măsuri vezi lua? Am avut câțiva băieți lipsă, vreo 3-4 colegi din echipă și s-a văzut. Dar sperăm că pe viitor să ne mobilizăm să jucăm cât mai bine. Ați făcut schimbări în echipă față de sezonul trecut? Nu foarte mult. Am mai adus 2-3 băieți. Au mai plecat 2-3 băieți care erau mai... Nu erau foarte bun în echipă și acum avem un lot cât de cât ok, foarte, și sperăm, noi am fost în Liga 2, acum am promovat în prima ligă și sperăm cât de cât să ne acomodăm și să fim un ca restul echipelor din prima ligă. Multă baftă vă doresc. Legate de ligă, de organizare, cum sunt noile impresii din nou sezon? Abia început, a fost primul meci, nu prea pot să spun foarte multe, momentan ok. S-a schimbat, am văzut că sunt doi arbitri acum, n-am ce să spun, a fost ok și arbitrajul și meciul a fost foarte cum trebuia. Ai apucat să vezi secvențe din meciurile trecute de la echipele noi? Nu. Am văzut la câteva meciuri care au jucat băieții după noi, am urmărit câteva secvențe din meciul lor, dar nu foarte mult. Îi vedeți cumva adversari de temut? Da, sunt mai buni ca noi, au o echipă, probabil joacă de foarte mult timp împreună, se vede că leagă foarte mult, joacă pase. Sunt mai buni ca noi, au fost mai buni ca noi în seara asta și presupun că și noi și vrem să jucăm la fel de bine ca ei. Mă referam la echipele noi. La echipele noi nu știu că nu am văzut foarte multe. Ea a fost singura echipă nouă cu care am jucat din altă... Am fost în Liga 2. Și momentan, nu știu, a fost primul meci. O să întâmpinăm și celelalte echipe noi. Nu am urmărit celelalte meciuri care s-au jucat. Asta te întrebam. În regulă. Mersi, mulțumesc. Multă baftă vă doresc. La revedere. Mulțumesc și eu. Nu uitați să dați like paginii noastre de Facebook Liga Prieteniei și să vizitați site-ul nostru oficial www.ligaprieteniei.com. Mulțumim sponsorilor noștri de la Homa Sport Shop și Cipita. Vă pup! Telefonul meu la